Bună ziua, colegi! În această săptămână am observat în mai multe rețele de magazine o scădere a prețului la ulei, care în loc să se vândă cu 56 de lei sticla, așa cum anunțau unii producători și erau afișate anumite prețuri, se vinde cu 34-37 de lei sticla. Este rezultat al unor decizii ale Guvernului, inclusiv decizii pe care le-am luat împreună, dacă vă amintiți, prin Comisia Situației Excepționale, inclusiv decizia de a introduce uleiul în lista de produse social importante, dar cred că nu doar asta și-a spus cuvântul. Cred că noi, ca și Guvern, am dat un semnal clar că nu vom accepta speculația nefondată și că suntem hotărâți să acționăm când se întrece limita bunului simț în stabilirea prețurilor. Nu este rolul meu să indic Consiliului Concurenței în ce direcție să privească și cum să decidă prioritățile de intervenție, dar cred că aproape oriunde e de lucru și unii oameni de afaceri care fac bani în Republica Moldova trebuie să înțeleagă că e convenabil să lucrezi cinstit, pe termen lung, să pui un preț corect, să construiești cu cetățenii acestei țări relații de lungă durată, reciproc avantajoase, bazate pe respect, mai ales în aceste timpuri când toți avem nevoie de solidaritate și unirea forțelor. Viziunea economică a regimului Plahotniuc și a perioadei care l-a creat a fost una în care marele bogății se construiau rapid, prin jaf, dilapidare și abuz, prin folosirea instituțiilor statului, în beneficiul unor hoți, din contul celor mulți și nedreptățiți. Noi, cu dumneavoastră, trebuie să lucrăm în continuare, să scăpăm de acest model de business și să trecem la un model bazat pe bogății create previzibil, legal, prin crearea de valoare adăugată practică, simțită de oameni, în beneficiu țării. Cei care nu înțeleg această trecere de la viziunea veche la cea nouă, vom continua să le explicăm cum stau lucrurile și care sunt opțiunile în viitorul apropiat. Eu vreau ca fiecare membru a Guvernului să prioritizeze acțiunile și deciziile care țin de stabilirea tarifelor și prețurilor. Să intervenim acolo unde Guvernul poate interveni. Să ne întâlnim cu toți actorii din sectorul gestionat de fiecare din dumneavoastră și să vedem cum putem modera, chiar și prin discurs, așteptările inflaționiste și anumite tendințe de speculă. Și vreau să mai menționez ceva. Atunci când a fost lansat zvonul că uleiul urmează să se scumpească până la 56 de lei, am văzut sute de titluri în presă, am văzut poze, am văzut reportaje din anumite magazine. Acum că avem deja în vânzare ulei la preț nou de 34 de lei, nu prea văd interes la această temă. Dimpotrivă, se găsesc magazinele individuale care poate au un preț mai înalt și se speculează pe această temă. Eu înțeleg predilecția unor redacții pentru știri negative care generează frică la oameni, dar uneori chiar se exagerează în acest sens. Societatea noastră are nevoie și de știri bune. Societatea noastră are nevoie și de încredere. De aceea noi, împreună cu dumneavoastră, trebuie să prioritizăm atenția la acest subiect și creșterea încrederii societății, încrederii business-ului de bună credință în ziua de mâine. Vă mulțumesc! Spre fericire, în această ședință de guvern avem și știri bune. Astăzi celebrăm ziua copilului și avem și decizii pentru copii și tineri. Deci mergem înainte cu construcția unor instituții, unor politici care sunt bune pentru viitorul acestei țări. Cu aceasta vă rog să trecem la ordinea de zi și începem cu subiectul cu privire la cadre
Vă rog, domnul Gumeni. Mersi. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, în temeia articolului 7, litera I din Legea Cupririi la Guvern, articolului 8, alineatul 5, litera A și articolului 45 din Legea Cupririi la Funcția Publică și Statutul Funcționarului Public, se propune numirea doamnei Ina Voicu în funcție de secretar general al Ministerului Economiei din data de 2 iunie 2022. Vreau să adaug că doamna Voicu activează de mai mulți ani în cadrul Ministerului Economiei, este un profesionist desăvârșit, are expertiză vastă în domeniul analizei și monitorizării politicilor. Vă mulțumesc. Am lucrat și eu cu doamna Voicu, o cunosc. Este un exemplu de funcționar public echidistant și profesionist. Sunt întrebări de la membrii Guvernului? Dacă nu sunt, atunci cine este pentru susținerea acestei candidaturi? Vă mulțumesc. În continuare, domnul Udrea. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, în temeiul articolului 7, litera I din Legea cu privire la Guvern, articolul 8, alineatul 5, litera A, articolelor 45 și 47 din Legea cu privire la Funcția Publică și Statutul Funcționarului Public, se propune constatarea încetării detașării doamnei Svetlana Țurcanu în funcție de secretar general adjunct al Guvernului și numirea doamnei Svetlana Țurcanu în funcție de secretar general adjunct al Guvernului din data de 1 iunie 2022. Doamna Țurcanu este licențiată în economie, parcursul profesional cuprinde activitatea complexă în funcții publice de execuție și de conducere în autoritățile administrației publice centrale. În exercitarea funcțiilor a contribuit la promovarea transformărilor sociale-economice și consolidarea capacităților administrației publice. Candidatura are abilități dezvoltate de analiză, planificare, organizare și corespunde pe deplin cerințelor funcției. Rog aprobarea numirii. Mulțumesc! Vă mulțumesc că doamna Țurcanu lucrează de mai mult timp prin detașare. Acum încetăm detașarea și numim această candidatură în funcție. Votăm separat constatarea detașării. Cine este pentru susținerea acestei constatări? Și în ordine logică, numirea doamnei Țurcanu în funcție de secretar general adjunct al Guvernului. Vă mulțumesc, succes și mulțumim! Și în continuare, domnul Udrea. În temeiul, stimată doamnă prim-ministru, colegi, în temeiul articolului 26 din legea numărul 140 din 2018, articolul 75 alineatul 4 și articolul 88 din Codul Muncii al Republicii Moldova, precum și în conformitate cu prevederile hotărârii Guvernului numărul 1247 din 2018, privind organizarea și funcționarea Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală, se propune constatarea reluării activității de muncă în funcție exercitată înainte de suspendare de doamna Dina Gașco, director general adjunct al Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală din data de 6 iunie 2022 și totodată preavizarea doamnei Dina Gașco, director general adjunct al Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală cu privire la concediere. Rog susținere. Vă mulțumesc. Este vorba despre cineva care a fost în concediu de maternitate și acum funcția nu există, corect, domnul Udrea? Da. Da. Deci, din nou, o să rog să votăm separat ca să ne asigurăm că deciziile sunt într-o ordine juridică corectă. Deci, votăm pentru constatarea reluării activității de muncă în funcția exercitată și preavizarea doamnei Dina Gașco. Cine este pentru? Aprobat. Vă mulțumesc. În continuare, vă rog, domnul Spătaru, Programul Național pentru Protecția Copilului. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, în primul rând, felicitări pentru Ziua Internațională a Copiilor. Cu această ocazie, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Programului Național pentru Protecția Copilului pe anii 2022-2026 și a Planului de Acțiuni pentru Implementarea acesteia. Astăzi, peste 8.000 de copii sunt înregistrați în situații de risc. 3/4 dintre aceștia sunt în mediul rural. Dintre aceștia, peste 6.000 de copii au fost neglijați de părinți sau tutori. Cu siguranță, alte mii de cazuri nu ajung în atenția autorităților.
este totuși mai bine decât acum 10 ani. Procesul de dezinstituționalizare a dat rezultate. Dacă în 2009 în instituțiile de tip rezidențial erau plasați peste 12.000 de copii, astăzi în aceste instituții sunt plasați în jur de 800 de copii. La nivel de țară activează 430 de asistenți parentali profesioniști care îngrijesc peste 1.100 de copii în servicii de tip familial. În jur de 3.000 de copii sunt plasați în familii extinse și familii cu care au stabilit un atașament emoțional. Este mai bine decât acum 10 ani, dar nu este suficient. În continuare ne lipsește un sistem informațional integrat pentru protecția copilului. Autoritățile nu cooperează eficient pentru că mecanismele de referire nu sunt cunoscute. Avem un deficit de specialiști în protecția copilului la nivel regional, iar mulți copii supuși abuzului și violenței nu beneficiază de asistență corespunzătoare. Îngrijirea copiilor mici este în continuare o provocare pentru familii. Avem prea puține creșe publice și nu avem un cadru legal care să permită dezvoltarea creșelor private. Din lipsa de soluții, mulți părinți sunt obligați să-și întrerupă cariera profesională pe perioadă îndelungată pentru a îngriji de copii. Pentru a rezolva aceste probleme, astăzi, de Ziua Internațională a Ocrutirii Copilului, prezint atenție dumneavoastră Programul Național pentru Protecția Copilului 2022-2026. Este un document de politici publice de primă importanță în domeniul protecției copilului, fiind elaborat în urma unui proces consultativ amplu cu societatea civilă, organizațiile internaționale și alte autorități publice cu atribuții în domeniu, inclusiv și cu copiii, care sunt principalii beneficiari. Peste 8.000 de copii au fost consultați în procesul de elaborare a programului. Scopul programului este de a consolida și a dezvolta sistemul de protecție a copilului din țara noastră, astfel încât să fie asigurată bunăstarea și dezvoltarea armonioasă a tuturor copiilor, într-un mediu familial sigur și protector și într-o societate care să manifeste toleranță zero față de orice formă de violență asupra copiilor. Prioritățile programului se aliniază obiectivelor de dezvoltare durabilă, care se concentrează pe prevenirea separării copilului de familie, continuarea dezinstituționalizării copiilor și dezvoltarea serviciilor sociale, reducerea riscurilor sociale ale migrației părinților asupra copiilor, prevenirea și combaterea violenței, neglijării și exploatării copiilor, asigurarea siguranței online a copiilor, facilitarea reintegrării în activitatea profesională a părinților și revigorarea rolului fiecăruia în creșterea copilului. Planul de acțiuni pentru implementarea programului cuprinde 72 de acțiuni, majoritatea urmând a fi realizate sau monitorizate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Totodată, pentru a asigura o abordare integrată și complexă a nevoilor fiecărui copil, la realizarea obiectivelor propuse vor participa și alte autorități publice, organizații ale societății civile, parteneri de dezvoltare. Printre cele mai importante acțiuni se numără următoarele. Creșterea ponderii cheltuielilor alocate protecției familiei și copilului în bugetul național prin creșterea treptată a indemnizațiilor și alocațiilor. Crearea unei rețele naționale de creșe de tip familial pentru îngrijirea copiilor de până la 3 ani. În acest scop ne propunem să introducem și un sistem de subvenționare pentru stimularea creării a cel puțin 1.000 de locuri pe an. Crearea unui sistem informațional automatizat în domeniul protecției copilului pentru raportarea și referirea cazurilor, precum și pentru acordarea asistenței specializate. Formarea specialiștilor în protecția copilului, dezvoltarea serviciilor de îngrijire de tip familial, asistența copiilor victime și martori a infracțiunilor prin dezvoltarea serviciilor de tip integrat. În încheiere, vreau să menționez că programul prezentat este o continuare firească a activităților demarate anterior în domeniul protecției copilului și va constitui un instrument important în vederea redresării problemelor cu care se confruntă copiii în Republica Moldova. Vă mulțumesc pentru atenție și rog nu numai să votăm, dar rog toate ministerele să contribuie la implementarea acestui program. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Într-adevăr, trebuie să prioritizăm interesele copiilor, mai ales acelor care au nevoie de mai mult ajutor. Două săptămâni în urmă am fost la Bălți cu mai mulți dintre dumneavoastră, unde am deschis un centru pentru asistență copiilor care au fost martori sau victime a infracțiunilor și am văzut că se poate uni eforturile instituțiilor publice pentru ca cu acești copii vulnerabili care au trecut printr-o traumă să nu fie traumatizați din nou atunci când interacționează cu instituțiile statului. Am văzut că este posibil ca intervievarea să aibă loc într-o sală separată, ca judecătorii, procurorii, anchetatorii să poată urmări intervievarea prin online, într-o altă cameră. Deci am văzut ce înseamnă o atitudine respectuoasă
grijulie a statului față de copii care au nimerit într-o situație dificilă fără voia lor. Și știu că în acest program există și continuarea finanțării unor asemenea centre și în centru și în sudul țării. Există și multe alte măsuri importante pentru a susține și copiii cu anumite riscuri sau vulnerabilități, dar și pentru familii în general și familii care au copii mici, copii care au necesități. Știu că partenerii externi susțin acest program și putem conta și pe creșterea finanțărilor grație suportului dumnealor, dar în primul rând avem nevoie de motivație în instituțiile statului și o realizare că principalul probabil obiectiv este să asigurăm o copilărie fericită ca să putem avea oameni fericiți și împliniți, fără traume. Vă mulțumesc tuturor, știu că au participat mai multe autorități publice într-un proces mai îndelungat de elaborare și consultare a acestui document de politici și cu aceasta rog să susținem acest program. Cine este pentru, rog să votăm. Adoptat. Vă mulțumesc. În continuare și un program pentru tineri, vă rog, domnul Gumeni. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea programului Start pentru tineri, o afacere durabilă la tine acasă. Programul are drept scop integrarea tinerilor din Republica Moldova în circuitul economic prin facilitarea lansării și dezvoltării afacerilor sustenabile și include patru componente. Componenta 1, instruire și consultanță, care presupune formarea antreprenorială orientată spre dezvoltarea abilităților pentru inițierea unei afaceri și elaborarea proiectului investițional. Componenta 2, suport financiar nerambursabil, în cadrul acesteia vor fi oferite granturi de până la 200.000 de lei tinerilor care își propun să lanseze în afaceri. Finanțarea din partea statului va constitui până la 70% din valoarea proiectului investițional, iar tinerii vor veni cu o contribuție de doar 30%. Și componenta 3, credit cu porțiune de grant, va combina finanțarea acordată sub formă de grant cu resurse creditare avantajoase oferite prin intermediul băncilor comerciale și oficiului de gestionare a proiectelor de asistență externă. Valoarea pachetului financiar va ajunge până la 1,7 milioane de lei și va include porțiune de împrumut rambursabil de 85% și porțiune de grant de 15%. Și ultima componentă, monitorizarea, are ca scop evaluarea realizării proiectelor investiționale, identificarea și diminuarea riscurilor care pot provoca situații de criză, precum și evaluarea impactului acestor proiecte. Cererile de finanțare vor fi depuse în cadrul unor apeluri deschise până la epuizarea fondurilor alocate. Termenul de implementare al programului este 36 de luni, cu posibilitatea de a fi prelungit în baza mijloacelor financiare suplimentare disponibile. Implementarea programului necesită un buget estimativ de 20 de milioane de lei anual, cu posibilitatea de a fi suplinit cu fonduri ale donatorilor locali sau extern. Conform noului program, se propune facilitarea accesului la finanțare pentru cel puțin 100 de companii anual, iar acest indicator se estimează că va contribui la creșterea investițiilor în economie cu circa 30 de milioane de lei anual și crearea sau menținerea cel puțin 100 de locuri de muncă, inclusiv în zonele rurale. În contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului. Vă mulțumesc și vă rog să comunicăm cât mai mult despre asemenea oportunități. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui proiect? Vă mulțumesc. Adoptat. În continuare, domnul Litvinenko, vă rog. Mulțumesc, stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi. Propun atenție dumneavoastră adoptarea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea unui proiect de lege de modificarea mai multor acte normative. Un proiect, aș spune, foarte important pentru Republica Moldova. Esența proiectului este una foarte simplă. Ne dorim să deblocăm instrumentarea cauzelor penale în lipsa persoanei dacă aceasta în mod vădit se eschivează de la acțiunile desfășurate de organele de drept. Cunoaștem foarte bine că avem multe cazuri când persoane față de care există bănuieli rezonabile că ar fi prejudiciat statul
sau că ar fi furat din banii cetățenilor, au reușit să fugă în străinătate sau să se ascundă, sfidând legislația și organele de drept, iar din acest motiv dosarele nu pot fi finalizate și persoanele nu pot fi trase la răspundere. Proiectul de lege vine cu mai multe elemente noi. De exemplu, în situația când învinuitul a dispărut sustrăgându-se de la urmărirea penală sau locul aflării lui nu este stabilit, ori nu este posibil asigurarea prezenței acestuia, finalizarea urmăririi penale se va verifica de către un judecător de instrucție la solicitarea procurorului, care va putea dispune finalizarea urmăririi penale în absența învinuitului, prezentând copia ordonanței de punere sub învinuire contra semnătură apărătorului ales sau celui care acordă asistența juridică garantată de stat. Vreau să accentuez că finalizarea urmăririi penale în lipsa învinuitului va fi posibilă doar dacă se întrunesc mai multe condiții cumulative indicate expres în textul proiectului de lege. Judecătorul de instrucție la examinarea demersului respectiv nu se va expune pe fondul cauzei și nu se va expune asupra vinovăției sau nevinovăției învinuitului, ori asupra încadrării juridice a faptei ce se impută. Rolul judecătorului de instrucție în acest proces va fi de a verifica dacă locul aflării învinuitului nu poate fi stabilit, aspect care, fără a recurge la mecanismul de finalizare a urmăririi penale în absența învinuitului, așa cum este propus prin proiectul de lege, ar duce la tergiversarea nejustificată a urmăririi penale în cauza respectivă. Bineînțeles că proiectul vine cu un șir de garanții procesuale pentru persoana condamnată în lipsă și anume aceasta va putea solicita reluarea examinării cauzei penale dacă va depune personal sau prin intermediul apărătorului o cerere în acest sens către organele competente. În acest fel se garantează dreptul persoanei la un proces contradictoriu și echitabil, precum și la o apărare eficientă. Un aspect important care necesită a fi punctat constă în faptul că reluarea examinării cauzelor respective și emiterea după caz a sentințelor judecătorești de condamnare pe marginea lor, aspecte legale care vor fi soluționate odată cu adoptarea respectivului proiect, constituie o premiză și pentru confiscarea bunurilor vizate în cauzele respective, în situația în care, prin aceste sentințe judecătorești, se va dispune măsura respectivă. Astfel, un efect pozitiv imediat al acestui proiect ar consta și în diminuarea de ordin economic pe care l-au avut infracțiunile respective, evident dacă lucrul ăsta este constatat prin sentințe judecătorești definitive. Vreau să menționez că mecanisme similare se regăsesc în legislația mai multor state, inclusiv România, Ucraina, Georgia, Franța. În acest context, stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, solicit respectuos să susțineți aprobarea acestui proiect de lege, expedierea acestuia către Parlament și rugămintea către colegii de Parlament ca să examineze cu maximă celeritate, pentru că de el depinde foarte multe procese care la momentul de față sunt blocate. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Un proiect și o inițiativă foarte importantă. Sunt mai multe persoane care încearcă să se eschiveze de justiție, dar există instrumente în țările europene, instrumente care, pe de o parte, asigură drepturile procesuale, pe de altă parte, permite tragerea la răspundere a celor care încalcă legea. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui proiect? Adoptat. Vă mulțumesc. În continuare, doamna Roșca, vă rog. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membrii Guvernului, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării acordului de facilitate de împrumut dintre Republica Moldova, Uniunea Europeană și Banca Națională a Moldovei pentru asistență macrofinanciară pentru Republica Moldova. La data de 6 aprilie 2022, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au adoptat decizia pentru acordarea de asistență macrofinanciară pentru Republica Moldova. Asistența macrofinanciară ce urmează a fi acordată Republicii Moldova în sumă de 150 milioane euro, dintre care 30 milioane euro grant, 120 milioane euro împrumut, vor fi debursate în trei tranșe. Prima tranșă, 50 milioane euro, dintre care 35 milioane euro împrumut, 15 milioane grant,
a doua tranșă, 15 milioane euro, dintre care 40 milioane împrumut, 10 milioane grant, a treia tranșă, 50 milioane euro, dintre care 45 milioane euro împrumut, 5 milioane euro grant. Asistența financiară va fi disponibilă timp de 2 ani și jumătate, începând cu prima zi de intrare în vigoare a memorandumului de înțelegere. Debursarea tranșelor va depinde de progresele înregistrate și implementarea prevederilor memorandumului de înțelegere și ale condiționalităților convenite dintre Republica Moldova și UE. Maturitatea împrumutului este maximum 15 ani. Rata dobânzii aplicată pentru fiecare tranșă va depinde de costul la care se va împrumuta Comisia Europeană pe piața financiară internațională. Obiectivul acestei asistențe macrofinanciare este de a atenua presiunile asupra balanței de plăți și nevoile bugetare, de a consolida poziția și de rezervă valutară și de a ajuta Republica Moldova să abordeze vulnerabilitățile externe și financiare actuale. Rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc că am vorbit despre asistența macrofinanciară acordată din partea Uniunii Europene de mai multe ori. Avem condiționalități legate de reforma justiției, de îmbunătățirea, de reformele în sistemul energetic, îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor și bună guvernare în cadrul administrației publice. Deci sunt reforme pe care ni le-am asumat, în primul rând, în beneficiul cetățenilor și cu cât mai repede vom putea progresa în realizarea acestor reforme, cu atât mai repede vom putea accesa aceste resurse care sunt puse la dispoziție de Uniunea Europeană. Cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. Vă mulțumesc. În continuare avem încă câteva acorduri de finanțare și este vorba despre aprobarea semnării, ratificarea acestor acorduri. Despre multe din ele am vorbit deja. Vă rog în continuare, doamna Dabija. Mulțumesc, stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului. Spun atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare în vederea realizării proiectului Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Republica Moldova, semnat la 21 aprilie 2022. Acordul în speț a fost agreat de către Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare în rezultatul evaluării propunerii de proiect, care a fost elaborat drept consecința conlucrării și dialogului purtat cu partenerii dezvoltare și presupune mobilizarea resurselor financiare necesare implementării de către Guvernul Republicii Moldova a politicilor în domeniul dezvoltării regionale prin dezvoltarea infrastructurii de apă și sanitație. Acordul reprezintă un tratat internațional care are drept obiectiv contractarea unui împrumut de 44,1 milioane euro din partea Asociației Internaționale de Dezvoltare, dar și beneficierea de un grant în valoare de 1,55 milioane euro acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Proiectul Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație Moldova este orientat spre sporirea accesului la serviciile de alimentare cu apă și sanitație în zonele rurale și orașe, care urmează a fi selectate ulterior, precum și într-o consolidare a capacităților instituționale locale și naționale de prestare a serviciilor de aprovizionare cu apă și sanitație. În cadrul proiectului vor fi finanțate activități orientate spre extinderea și îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă în raioanele Cahul, Vulcănești și Râșcani, extinderea și îmbunătățirea infrastructurilor de ape uzate în municipiile Soroca și Comrat, prin construcția stațiilor de epurare a apelor uzate, dar și un proiect pilot pentru îmbunătățirea facilităților de sanitație în satele de regiunile rurale, în cadrul centrelor de sănătate publică și a instituțiilor de învățământ, care de asemenea urmează a fi selectate ulterior, inclusiv elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de impact social și asupra mediului înconjurător, dar și a documentației tehnice de proiect. Proiectul va fi implementat de către Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, entitate recent înființată în subordinea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, al cărui efectiv urmează a fi aprobat de asemenea astăzi în această ședință.
Remarcăm adițional că proiectul Securitatea aprovizionării cu apă și sanitate în Moldova va contribui substanțial la realizarea strategiei de alimentare cu apă și sanitate 2014-2030, care stabilește măsuri țintite, precum și va îmbunătăți calitatea vieții și a populației, dar și condițiile de igienă la locul de muncă, în instituțiile de învățământ și centrele de sănătate ce vor fi selectate. Proiectul a fost supus avizării conform procedurii reglementate. În acest context, solicităm susținerea acestuia. Da, vreau să atrag atenția în special asupra utilizării acestor bani pentru construcția stației de epurare la Soroca. Despre asta s-a vorbit 10 de ani, cred că. Și eu vă rog să întreprindem toate acțiunile ca lucrările să fie făcute repede. Nu putem aștepta încă 10 ani pentru ca să vedem stația de epurare gata. Și chiar în Parlament, la investire, țin minte despre că am discutat despre susținerea guvernului pentru aceste lucrări. Îmi pare bine că am ajuns aici, deci au fost implementate toate procedurile pentru a lua acest împrumut. Trebuie să-l valorificăm astfel ca oamenii din Soroca, în sfârșit, să aibă stații de epurare. Și nu doar Soroca. Ok, cine este pentru susținerea acestui proiect? Vă mulțumesc. În continuare, tot doamna Dabija. Domnul Popescu, vă rog. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la ratificarea memorandumului de înțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Programul Alimentar Mondial privind prezența și activitățile PAM în Republica Moldova, semnat la data de 27 aprilie 2022 la Chișinău. Până la data semnării memorandumului, PAM a desfășurat operațiunile sale umanitare pe teritoriul Republicii Moldova în baza dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale, numărul 12 din 25 martie anul curent, prin care a fost aprobată prezența și activitățile PAM, privilegiile și imunitățile și stabilită procedura simplificată pentru importul ajutoarelor umanitare pe perioada stării de urgență. În prezent, activitatea PAM se realizează în baza prevederilor memorandumului în cauză, întrucât acesta se aplică cu titlul provizoriu. Memorandumul prevede stabilirea prezenței activităților PAM și a cadrului legal de acordare a privilegiilor și imunităților în vederea acordării asistenței umanitare refugiaților și familiilor gazdă a acestora pe teritoriul Republicii Moldova. Toate cheltuielile necesare implementării activităților PAM în Republica Moldova vor fi acoperite din bugetul propriu al PAM la propunerea Ministerului Finanțelor și ASIS au fost incluse noi articole în proiectul memorandumului cu privire la procedura de import și export de bunuri necesare activităților PAM. Implementarea memorandumului nu necesită alocarea mijloacelor financiare suplimentare. Proiectul tratatului internațional prezentat a trecut toate procedurile interne reglementate de legea 595 din 1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova. Rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc. Vreau să reamintesc programul alimentar mondial care, după cum a spus și domnul Popescu, actualmente își desfășoară activitatea în conformitate cu deciziile Comisiei Situații Excepționale, a preluat alimentarea refugiaților în toate centrele deplasament temporar, iar cooperarea cu această organizație este în special importantă în contextul menținerii securității alimentare și dezvoltării politicilor în domeniul alimentației și agriculturii. Cine este pentru susținerea acestui proiect? Vă mulțumesc! În continuare, domnul Gherciu. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, prezint atenției dumneavoastră proiectul de hotărâre al Guvernului cu privire la amendamentul acordului de finanțare, cea de-a treia finanțare adițională,
dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării proiectului Agricultura Competitivă în Moldova. Scopul acordului de finanțare este de a spori competitivitatea sectorului agroalimentar prin susținerea modernizării sistemului de management al siguranței alimentelor, facilitarea accesului producătorilor agricoli la piețe și integrarea practicilor agricole de mediu. Amendamentul prevede actualizarea referințelor la agențiile de implementare a proiectului în legătură cu reorganizarea administrației publice centrale, astfel ca Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a fost restructurat în Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și totodată a fost înființat Ministerul Mediului. Semnarea și ratificarea amendamentului nominalizat reprezintă o condiție de intrare în vigoare a acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Rog susținerea proiectului dat. Vă mulțumesc. Întrebări? Cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. Continuați, domnul Gherciu. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, vă prezint atenție proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în calitate de agenție de implementare pentru Fondul Global de Mediu, a patra finanțare adițională în cadrul proiectului Agricultura Competitivă în Moldova. Scopul acestui proiect este de a sprijini extinderea activităților care vizează încurajarea aplicării practicilor managementului durabil al terenurilor, generarea și schimbul de cunoștințe și integrarea acestor practici, măsuri extinse de protecție, conservarea solului și de atenuare a degradării terenurilor, precum și a creșterii productivității agricole. Menționez că acordul de grant pentru finanțare adițională destinat realizării proiectului Agricultura Competitivă în Moldova presupune acordarea unui grant în valoare de 3.105.000 dolari SUA din sursele Fondului Global de Mediu. Grantul reprezintă finanțarea adițională la proiectul Agricultura Competitivă în Moldova, implementat în baza acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare. Totodată reiterez, intrarea în vigoare a prezentului acord este condiționat de semnarea și ratificarea a două amendamente care au fost ratificate de către Parlamentul Republicii Moldova și promulgate prin decretul președintului Republicii Moldova. În contextul celor expuse, rog aprobarea documentului dat. Mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestei decizii? Și o ultimă decizie legată de acest program, domnul Gherciu. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea amendamentului prin schimb de scrisori al acordului de finanțare, cea de-a doua finanțare adițională dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării proiectului Agricultura Competitivă în Moldova. Pentru eficientizarea implementării proiectului s-a convenit amendarea acordului sus menționat prin restructurarea proiectului și anume anularea construcției punctului de inspecție la frontieră, Otaci Unguri, și realocarea resurselor financiare pentru îmbunătățirea tehnică a laboratoarelor de siguranță a alimentelor din Republica Moldova. Semnarea și ratificarea amendamentului nominalizat reprezintă o condiție de intrare în vigoare a acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în calitate de agenție de implementare pentru Fondul Global de Mediu, a patra finanțare adițională, care am prezentat-o anterior, în cadrul proiectului Agricultura Competitivă în Moldova. În contextul celor menționate, rog susținerea proiectului dat. Vă mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. În continuare, doamna Dăbija. Mulțumesc, stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului. Spun atenție dumneavoastră proiect hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea asistenței tehnice, activități preparatorii aferente unui proiect privind locuințele sociale, semnat la 5 mai 2022. Acordul rezidă în oferirea unui grant în valoare de 49.000 de euro din partea donatorului spaniol din contul de coeziune socială pentru efectuarea studiului de fezabilitate și activităților preparatorii necesare realizării unui nou proiect de construcție a locuințelor sociale în statul nostru, conceptul căruia, pe lângă construcția locuințelor sociale, conține mai multe componente. Inter alia, reconstrucția, renovarea căminilor studențești și profesionale și reconstrucția, construcția azilurilor pentru bătrâni și persoane cu dizabilități.
Menționăm că potrivit planului de activitate al Guvernului, aprobat prin hotărârea Guvernului 235, Guvernul și-a stabilit drept obiectiv lansarea celei de-a treia faze a proiectului de construcție a locuințelor sociale, care constituie un mecanism de asistență din partea statului acordată persoanelor vulnerabile prin oferirea unui spațiu locativ decent la prețuri accesibile. În context, menționăm că în cadrul vizitei de lucru în Republica Moldova din 15 septembrie 2021 experților băncii, aceștia și-au exprimat disponibilitatea continuării colaborării într-o realizare a celei de-a treia fază a proiectului locuințe sociale. Într-o realizare a obiectivelor menționate, este indispensabil de a identifica numărul necesarului la nivel național de locuințe sociale, a azilurilor de bătrâni și cămine studențești, ce vor fi propuse spre construcție, renovare sau pentru stabilirea costului proiectului celei de-a treia fază, precum și a impactului social și economic al proiectului. Proiectul a fost supus avizării conform procedurii reglementate. Într-o susținere a demarării sau începerii acestui studiu de vizibilitate, rugăm susținerea acestuia. Mulțumesc! Vă mulțumesc din nou! Aici este foarte important executarea la timp a bugetului pentru aceste proiecte. Pentru că, pe de o parte, avem aceste resurse, pe de altă parte, durează foarte mult timp toată documentația, toate lucrările și ne trezim că durează ani de zile să absorbim aceste proiecte de infrastructură. De aceea eu vă rog, domnule Spătaru, să vă implicați și dumneavoastră. Este vorba despre locuințe sociale, domnul Topală, în privința căminilor, ca să fie repede identificate necesitățile și să putem începe lucrările, da, și faza 3. Vă mulțumesc. Cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. Continuați, doamna Dăbiș. Mulțumesc. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, supun atenția noastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative. Ce dispune? Modificarea legii privind calitatea în construcții, a legii privind autorizarea executării lucrărilor din construcții, dar și nemijlocita legii privind reglementarea prin autorizare activității de întreprinzător. Obiectivul proiectului de lege rezidă în completarea cadrului normativ cu prevederi referitoare la comitetele tehnice specializate în domeniul construcțiilor, ce activează în cadrul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale pentru a reflecta activitatea acestora în procesul de elaborare a documentelor normative. De asemenea, proiectul de lege propune anumite amendamente care vor permite supravegherea și monitorizarea continuă a lucrărilor de construcții prin includerea fazelor determinante, deoarece o serie considerabilă de neconformități admise la moment de executanți la faza de execuție a obiectivelor, în special la etapa de verificare a calității lucrărilor ajunse la diferite faze determinante, la moment nu pot fi constatate, dat fiind faptul că acest obiectiv nu este reglementat de cadrul normativ. Concomitent, prin proiect se propune stabilirea expresă a termenului de garanție post-recepție de 5 ani, termen care de altfel este conform legislației civile, în contextul obligațiilor executanților lucrărilor de construcție, dar și a răspunderii patrimoniale a agenților economici prin prisma termenului de remediere a viciilor. Totodată, se propune introducerea unor prevederi noi, al căror obiectiv este includerea normelor privind neadmiterea depășirii atribuțiilor prin implicarea operatorilor de rețea în verificarea documentației de proiect, această atribuție revenind exclusiv verificatorilor de proiecte. Stabilirea termenului de 5 zile lucrătoare pentru emiterea acordurilor pentru activități de proiectare și de coordonare a documentației de proiect de către operatorii de rețea în condiție lipsele refuzului argumentat al acestora. Subsecvent, se propune excluderea din cuprinsul anexei la legea prin reglementarea activității de întreprinzător a pozițiilor ce țin de emiterea autorizației de construire, desființare pentru lucrările de utilitate publică de interes național, dat fiind fapt că actul permisiv respectiv a fost exclus anterior din cuprinsul legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Subsidiar, proiectul urmărește scopul corelării actelor normative, amendate și eliminarea prevederilor nefuncționale. Proiectul a fost supus avizării conform procedurii reglementate de cadrul normativ, inclusiv în cadrul Comisiei de Stat pentru Reglementarea Activității de Întreprinzător, al cărei aviz este pozitiv. În acest context, solicităm susținerea acestuia.
Vă mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. Continuați, doamna Dăbiș. Mulțumesc, stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, supun atenție noastră proiectul hotărârii Guvernului privind modificarea hotărârii Guvernului numărul 271 din 2022 cu privire la organizarea și funcționarea instituției publice Oficiul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. Proiectul de hotărâri are drept scop implementarea prevederilor hotărârii 271, potrivit căreia, în sarcina Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a fost dispus ca în termen de 30 de zile să fie prezentat Guvernului spre aprobare, structura, organigrama și efectivul limită la entității respective. Prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea structurii, organigrame și efectivul limită al oficiului în număr de 40 de unități, în sarcina cărora va fi asigurarea realizării componentelor prevăzute de legea 27 privind Fondul Național de Dezvoltări Regionale și Locale și a funcțiilor stabilite în regulamentul nemijlocit de activitate a oficiului. De asemenea, asigurarea funcționalității depline a instituției este o necesitate stringentă și primordială în contextul realizării Programului Național de Dezvoltare Locală, Satul European. În acest context, odată cu intrarea în vigoare a prezentului act normativ, va demara procesul de încadrare în acest oficiu a noilor colaboratori care vor asigura implementarea eficientă a etapelor managementului proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, după cum urmează: identificarea și colectarea propunerilor de proiecte, evaluarea acestor propuneri, evaluarea fizabilității proiectelor, aprobarea finanțării, semnarea contractelor de finanțare, dar și nemijlocit implementarea, monitorizarea și raportarea implementării acestor proiecte. Reamintim că proiectele vor fi implementate de către autoritățile publice locale, însă colaboratorii oficiului vor fi responsabili de asigurarea procesului de selectare până la etapa de finalizare a implementării acestora, asigurând inclusiv evaluarea ex post a proiectelor. Actualmente, pe lângă oficiu, activează o echipă de experți independenți angajați cu suportul partenerilor de dezvoltare, dar și Comisia de Evaluare Tehnică și Financiară, formată din reprezentanți a instituțiilor de stat și CALM, care efectuează evaluarea proiectelor depuse în cadrul programului Satul European. Cu titlu de informare, vreau să comunic că din cele 711 cereri depuse în cadrul acestui proiect, până la momentul actual au fost evaluate 220 de proiecte, dar până la finele zilei, Comisia este în plin proces de examinare. Cu titlu de informare, de asemenea, vreau să comunic care au fost măsurile eligibile în cadrul acestui proiect: construcție, extindere, reabilitare, modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, instalarea iluminatului public, dar și elaborarea planului urbanistice generale. Intenționăm ca finalizarea acestui proces să fie asigurată în următoarele câteva zile pentru a iniția nemijlocit procedurile de implementare propriu-zise acestora în localitățile rurale respective. O altă responsabilitate majoră a colaboratorilor oficiului va consta în asigurarea implementării proiectelor investiționale finanțate din surse externe, aferente domeniilor de eligibilitate prevăzute în hotărârea Guvernului cu privire la Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală. Comunicăm că pentru anul curent este planificată inclusiv inițierea implementării a două proiecte investiționale finanțate din sursele partenerilor externi. Primul dintre acestea este proiectul Băncii Mondiale Securitate Alimentării cu Apă și Sanitație, de care am vorbit anterior, și cel de-al doilea este proiectul Băncii Germane KfW pentru finanțarea instituțiilor educaționale cu un cost estimativ de circa 8 milioane euro. Proiectul în cauză a fost supus avizării conform procedurii reglementate de cadrul normativ. Obiecțiile și propunerile au fost considerate la definitivarea acestuia. În acest context, solicităm aprobarea proiectului. Mulțumesc pentru prezentarea exhaustivă. Întrebări sunt? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestei hotărâri? Aprobat. În continuare, vă rog, domn Budeciu. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, Ministerul Culturii prezintă proiectul hotărârii pentru modificarea anexei numărul 1 la hotărârea Guvernului numărul 256 din 2013 cu privire la aprobarea unor acte normative pentru implementarea legii numărul 228 din 2011 pentru modificarea și completarea legii numărul 939 din 2000 cu privire la activitatea editorială.
Proiectul prevede modificarea regulamentului cu privire la selectarea, editarea și achitarea cărții naționale de mijloacele financiare prevăzute în bugetul de stat, ce vizează organizarea concursului pentru selectarea ofertelor în vederea distribuirii alocațiilor bugetare pentru susținerea editării cărților naționale și achiziției de carte din două sesiuni în cadrul unui exercițiu financiar în care sursele financiare alocate permit extinderea concursului de proiecte editoriale. Proiectul mai prevede descrierea condițiilor de prezentare a proiectului editorial, extinderea cerințelor aferente recenzilor, reeditărilor, conflictului de interese, declarații de proprie răspundere potrivit privitor la tirajul suplimentar tipărit de editură. Finanțările urmărite al acestui proiect sunt orientate spre precizarea unor norme, excluderea unor inexactități și clarificarea dispozițiilor care lasă loc de interpretări. Proiectul propus nu implică cheltuieli financiare suplimentare din buget. Deci, în urma celor expuse, rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. În continuare, domnul Litvinenko. Mulțumesc, stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, la fel un proiect important, proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea regulamentului cu privire la modul de demolare a construcțiilor neautorizate și de defrișare a arborilor și arbuștilor. Este un proiect la care s-a muncit mult, în mai multe rânduri, cu implicarea mai multor instituții, a colegilor din Parlament și în rezultat eu cred că a ieșit un produs bun. Prin intermediul proiectului se urmărește crearea unui cadru normativ unitar care ar urma să reglementeze diferite aspecte juridice și organizatorice legate de domeniul dat, care să asigure că procedura de demolare sau defrișare este desfășurată în conformitate cu anumite reguli transparente și accesibile, care ar exclude arbitrariul și abordări diferențiate de la caz la caz sau de la localitate la alta, pentru ca într-un final să fie asigurată echitatea și respectarea drepturilor tuturor părților implicate în procedura de demolare și defrișare. Proiectul de hotărâre stabilește competențele, modul și condițiile de executare a lucrărilor de demolare a construcțiilor neautorizate și de defrișare a arborilor și arbuștilor, evaluarea cheltuielilor necesare pentru executarea lucrărilor enunțate și criteriile de recuperare a acestor cheltuieli din contul contravenienților în privința cărora au fost aplicate sancțiunile prevăzute de articolul 116, 134, 134 prim, 168, 177 alinea 3, alinea 4 litera C și D, 178, 179 și 226 din codul contravențional cu remedierea după caz a construcțiilor afectate în urma intervențiilor neautorizate. Astfel, proiectul conține reglementări ce vizează modul și particularitățile de executare a lucrărilor de demolare sau de afrișare, prin acestea partajându-se rolurile participanților la procesul dat, identificându-se elementele necesare de inclus în documentul executoriu de demolare sau de afrișare, precum și etapele necesare de parcurs cu ocazia demolării. Prevederile proiectului acordă posibilitatea și pentru o executare benevolă de către contravenient a măsurii de demolare sau de afrișare, dispusă prin documentul executoriu, iar în situația în care acesta se eschivează sau tergiversează executarea documentului, autoritatea publică responsabilă va putea recurge la demolarea sau defrișarea silită. De asemenea, în proiect se regăsește o expunere detaliată a atribuțiilor specifice, precum și a drepturilor și obligațiilor fiecărei părți implicate în procesul respectiv, finalizându-se cu prevederi importante legate de finanțarea lucrărilor de demolare, menite să asigure sustenabilitatea eforturilor depuse de autoritățile publice în vederea eliminării construcțiilor neautorizate și așezarea justă a sarcinilor impuse de aceste proceduri.
În contextul problemelor actuale legate de subiectul construcțiilor neautorizate și pornind de la necesitatea consolidării cadrului normativ existent, solicităm respectuos susținerea și aprobarea acestui proiect de hotărâre a Guvernului. Am ferma convingere că acest regulament va veni în susținerea eforturilor autorităților publice în lupta cu construcțiile neautorizate, iar lipsa cadrului normativ nu va mai fi o scuză pentru neexecutarea actelor judecătorești de demolare. Mulțumesc! Vă mulțumesc! O hotărâre foarte importantă. Să vedem și în practică când vor începe a fi demolate construcțiile neautorizate, pentru că altfel se comit foarte multe abuzuri și este un sentiment de impunitate. De aceea vă rog să monitorizăm și să ne asigurăm că acest regulament este aplicat și dacă sunt careva carențe în aplicarea în practică, atunci să modificăm. Cine este pentru aprobarea acestei hotărâri? Aprobat. În continuare avem trei hotărâri importante care țin de rapoartele pentru executarea celor trei bugete care fac parte din bugetul public național. Aceste rapoarte merg la Parlament. Ele sunt importante pentru ca noi să învățăm din greșelile care s-au făcut în trecut și să ne asigurăm că banii publici sunt cheltuiți eficient, sunt cheltuiți conform destinației, sunt cheltuiți pentru a obține servicii mai bune pentru cetățeni. Și este un obiectiv foarte important pentru acest guvern să nu mai avem aceste exemple unde sunt bani oferiți prin diverse proiecte, mai ales proiecte internaționale, iar lucrările de construcții sau de îmbunătățire a infrastructurii întârzie. Oamenii nu au timp să aștepte cu deceniile îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor publice. Și eu vreau ca noi fiecare să revizuim și pentru prima jumătate a anului sau pentru primele 5 luni executarea bugetului și să ne asigurăm că dacă sunt domenii în care nu se absorb fondurile, să le reorientăm pentru alte activități. Sunt sigură că sunt multe alte activități care pot merge înainte sau programe de susținere a populației care pot fi implementate ca să nu rămânem din nou cu solduri în conturi, iar oamenii continuă să aștepte drumuri mai bune, sisteme de apă și canalizare sau servicii publice îmbunătățite. Vă rog să începem cu bugetul de stat. Doamna Roșca. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri guvernului, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre a Parlamentului pentru aprobarea raportului privind executarea bugetului de stat pentru anul 2021. Proiectul este elaborat în conformitate cu prevederile articolului 73 a legii 181 privind finanțele publice și responsabilității bugetar-fiscale. Executarea bugetului public național în anul 2021 a avut loc sub presiunea efectelor pandemiei COVID asupra economiei naționale și asupra populației, precum și consecințele declarării stării de urgență pentru asigurarea securității energetice a țării. Securitatea energetică, criza energetică din toamna anului 2021 a mai produs o creștere în lanța prețurilor, atât la resursele energetice pe piața regională, cât și la prețurile produselor alimentare pe piața internă. Atenuarea consecințelor pandemiei, celor generate COVID-19 și a celor generate de criza energetică, prin instituirea măsurilor de susținere, care au avut menirea să amelioreze situația atât a agenților economici cât și a consumatorilor casnici, au condus la revizuirea urgentă și semnificativă a principalilor indicatori bugetari pe termen scurt. Astfel, pentru a susține financiar aceste măsuri și pentru a susține celelalte componente ale bugetului public național, cum este bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat și fondurile asigurărilor obligatorii, pe parcursul anului 2021 au fost efectuate trei modificări a legii bugetului de stat.
principalele modificări incluse în aceste rectificări, în aceste modificări, rectificări de buget, au fost ajustarea indicatorilor bugetari la venituri și cheltuieri și soldul bugetar ieșind din prognoza actualizată a indicatorilor macroeconomici și ținând cont de executarea bugetului, modificarea structurii surselor de finanțare a deficitului bugetar ca urmare a deblocării finanțării externe. Anul 21 a fost marcat de asemenea și de ieșirea Republicii Moldova din izolarea internațională și preluarea finanțării externe. Fapt ce a asigurat constrângerile bugetare și a permis angajarea de noi politici substanțiale atât pentru domeniul sănătății, cât și domeniile sociale și reforme economice. Un alt factor, măsură, a fost suplimentarea alocațiilor pentru punerea în aplicare, începând cu 1 octombrie 2021, a unor politici de asistență și protecție socială, care se regăsesc în programul de activitate a Guvernului, majorarea fondurilor de urgență a Guvernului pentru asigurarea gestionării situației pandemice și a crizei energetice. Astfel, principale indicatori revizuiți ai bugetului public național, la partea de venituri, au fost în procesul de rectificare au fost majorați cu 9%, cheltuielile 8,4%, soldul bugetar cu 3,3%. Principalele măsuri care au fost reflectate în rectificările de buget și care au fost cu efect asupra unor categorii de populație și au fost puse în aplicare în anul 2021, printre principalele, pot fi menționate indexarea venitului lunar minim garantat cu rata inflației care a constituit începând cu 1 octombrie 1196 lei, majorarea pensiei minime pentru limita de vârstă la 2000 de lei pentru pensionari cu stagiu complet de cotizare, acordarea unui supliment de solidaritate beneficiarilor de pensii, a căror pensie calculată este mai mică decât cuantumul pensiei minime, majorarea indemnizației unice la nașterea copilului, stabilită în cuantum de 9459 lei, alocație pentru îngrijire, însoțire și supraveghere a crescut de la 950 la 1600 lei lunar. Majorarea alocațiilor lunare de stat începând cu 1 octombrie cu 250, 325, 500 și 550 lei. Extinderea și acoperirea programului de ajutor pentru programa pentru perioada de aici anului. Ajutorul a crescut de la 500 la 700 și majorarea numărului de beneficiari. Compensarea parțială de către stat a facturii la gaze naturale și încălzire pentru a atenua impactul creșterii tarifelor asupra populației. Majorarea salariilor personalului administrativ-gospodăresc din cadrul instituțiilor medicale încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală cu 57% începând cu 1 noiembrie 2021. Astfel, dacă e să mă refer la principalii indicatori bugetari pe 21, pe bugetul public național, nivelul de executare a veniturilor a atins 105,6 față de prevederile anuale precizate, dar dacă față de planul aprobat, 115,6. Totodată, încasările față de anul 2020 s-au majorat cu 23,5% ca urmare a restabilirii activității economice în anul 2021. Cheltuielile bugetului public național au fost executate la nivel de 93% față de prevederile anuale, dar dacă precizate, dar dacă să mă refer la cele aprobate, 109%. Comparativ cu 2020, cheltuielile s-au majorat cu 11,9%. Deficitul înregistrat pe bugetul public național a fost în anul 2021 4.640,5 milioane lei, sau de 2,3 ori mai mic față de anul 2020. Acest deficit a fost finanțat atât din surse interne cât și din surse externe. Pe bugetul de stat, executarea bugetului de stat în 2021, partea de venituri au fost acumulate 49,4 miliarde lei cu 3,5 miliarde lei mai mult față de cele precizate sau 19,9 față de aprobat. Ponderea veniturilor bugetului de stat în veniturile bugetului public național constituie 63,8%, ca pondere în PIB 20,4%. Încasările din impozite și taxe au constituit 44,5 miliarde lei,
și reprezintă un nivel de executare 105,8 față de prevederi. Granturile pe parcursul anului 2021 au fost debursate în sumă de 2,3 miliarde lei, dintre care granturile pentru finanțarea susținerea bugetului 2,13 miliarde sau echivalentul a 99,2 milioane euro, iar granturile pentru proiectele finanțate din surse externe 277,2 milioane lei, echivalentul a 15,6 milioane dolari americani. Cheltuielile bugetului de stat au constituit 54,1 miliarde lei, cu 3,5 miliarde lei sau 6,1 față de prevederile anuale. E de menționat că toate documentele de plată care au fost prezentate în trezorărie de stat pe parcursul anului au fost onorate integral, achitate. Niciun document de plată în trezorărie de stat nu a rămas la sfârșitul anului neachitat. Cu toate acestea, cel mai jos nivel de executare se atestă la cheltuielile din cadrul proiectelor finanțate din surse externe, care au constituit pe parcurs în anul 21 67,6% din prevederile anuale, comparativ cu 95,8% nivelul de executare a cheltuielilor bugetului de stat fără proiectele finanțate din sursele externe. Cauzele principale ale valorificării reduse a resurselor externe constituie majorarea semnificativă a prețurilor la materiale de construcții, tergiversarea și implementarea standardelor europene, neîndeplinirea în termen a precondițiilor de debursare prevăzute în contractele de împrumut grant, procesul îndelungat de executare a activităților în cadrul proiectelor, inclusiv a unor lucrări de infrastructură, revizuire și extindere termenilor de implementare a unor proiecte și activități, tergiversarea și desfășurarea repetată a procedurilor de achiziții publice, tergiversarea adoptării actelor normative de rigoare, capacități modeste de management a proiectelor la unele sectoare. Aceste cauzele au fost discutate și în cadrul audierii cu reprezentanții membrii Curții de Conturi, când au fost auditat raportul pre-executarea bugetului de stat. Din cheltuielile bugetului de stat realizate în anul 2021, circa 42,4% reprezintă cheltuielile pentru programe și servicii finanțate de la bugetul de stat, iar 57,6% reprezintă transferurile către alte bugete. Transferurile către bugetele locale, 14,6 miliarde lei, executate au fost 98,1% din prevederi, transferurile către bugetele asigurării sociale de stat, 10,7 miliarde, nivelul de executare 96,9%, transferurile către fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, 5,8 miliarde, executate integral. Sub aspectul categoriilor economice, cheltuielile de personal reprezintă 14,4% din totalul cheltuielilor, comparativ cu 14,1% în anul 2020. Cheltuielile de personal au fost executate în sumă de 7,8 miliarde lei. Cheltuielile capitale executate în volum de 3,8 miliarde lei, la nivel de 77,2% din prevederi. În anul 2021, de la bugetul de stat au fost finanțate 61 proiecte de investiții capitale, dintre care 10 proiecte au fost finalizate și date în exploatare, ce reprezintă 23,3 milioane lei. Datoriile instituțiilor finanțate de la bugetul de stat la finele anului 2021 au constituit 1,383,1, inclusiv datorii curente, cheltuielile de personal, serviciile energetice, sunt toate plățile calculate pentru luna decembrie și achitate în special în luna ianuarie. Creanțele instituțiilor finanțate de la bugetul de stat au constituit 1,294,9 milioane lei. În special sunt sumele achitate în avans pentru contractele pentru unele bunuri și servicii. Deficitul bugetului de stat în anul 2021, 4,7 miliarde lei, ce reprezintă 40,1 față de volumul prevăzut în sumă de 11,8 miliarde lei. Ca pondere în PIB, acesta a constituit 1,96%.
datoria de stat. Datoria de stat s-a încadrat în limitele stabilite prin legea bugetului de stat aprobată la, prin legea bugetului. Soldul datoriei exprimat în lei la situația de 31 decembrie a constituit 77 miliarde 752 întreg și 7 milioane. S-a majorat cu 9 miliarde 932 comparativ cu situația la finele anului 2020. Totodată, ponderea datoriei de stat în PIB la situația din 31 decembrie a constituit 32,1%, înregistrând o diminuare cu 1,9 puncte procentuale față de situația la sfârșitul anului 2020. Soldurile de mijloace bănești în conturile bugetului de stat la situația din 31 decembrie au constituit 9 miliarde 56 milioane lei, majorate comparativ cu aceeași perioadă cu 4.926,5 milioane lei, inclusiv pe componenta de bază, 7.743,7 milioane lei și soldurile pe proiectele finanțate din surse externe, 1.312,3 milioane lei. Soldurile mijloacelor bănești la finele anului 2021 s-au format drept urmare a încăsărilor mai mari a bugetului de stat și executării, precum și a debursării la finele lunii decembrie, a mijloacelor financiare sub formă de grad din partea Comisiei Europene în sumă de 60 milioane euro și prima tranșă primită în programul nou cu fondul monetar, echivalentul 79,8 milioane dolari. După cum am spus, proiectul raportului financiar a fost auditat și de către Curtea de Conturi. Rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc! Am aici un mesaj. Noi am discutat în cadrul ședințelor interne ale Guvernului. Noi avem foarte multe unități de implementare unde salariile sunt mai mari decât salariile funcționarilor publici. Și noi vedem că nivelul de executare a bugetelor, proiectelor cu finanțare externă este la 67%. Soldul la sfârșitul de anului era peste 1 miliard de lei. Deci, eu vă rog, Ministerul Finanțelor, Cancelarea de Stat, să revizuim regulile care se aplică acestor unități de implementare. Deci, cei care lucrează acolo nu trebuie să aibă interesul să fie prelungit proiectul ca să mai primească salariu încă un an. Cei din proiecte trebuie să fie interesați ca proiectul să se termine cât mai repede, ca lucrările să fie făcute cât mai urgent. Deci, dacă nu se descurcă cei cu salarii bune din unitățile de implementare, o să-i trecem pe toți funcționari publici. Și o să fie funcționari publici responsabili pentru efectuarea lucrărilor, îmbunătățirea serviciilor, pentru că responsabilitatea în fața cetățenilor este a noastră, a guvernului, a întregului aparat birocratic. Asemenea situații nu mai pot fi tolerate. Deci noi avem bani din partea partenerilor externi și în fiecare sfârșit de an discutăm despre nivelul jos de implementare. De aceea, noi vom schimba această atitudine, noi vom lua în serios aceste concluzii ale rapoartelor de executare a bugetelor și vom face modificările ca să nu, cum am spus, nu trebuie să treacă o viață de om ca să avem infrastructură mai bună sau servicii mai buni. Vă mulțumesc, vă rog să susținem acest raport pentru a fi prezentat Parlamentului. Cine este pentru, rog să votăm. Aprobat. În continuare, raportul privind executarea bugetului asigurărilor sociale, doamna Țăbârnă, vă rog. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri a Guvernului, se prezintă atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern pentru aprobarea proiectului hotărârii Parlamentului pentru aprobarea raportului privind executarea bugetului asigurării sociale de stat pentru anul 2021.
foarte succint principalii indicatori. Compartimentul venituri a fost realizat la nivel de 98,6% față de prevederile anuale precizate și compartimentul cheltuieli la nivel de 98,4%. Dacă să vorbim în raport cu indicii aprobați la început de an, avem executarea veniturilor de 105,6% și a cheltuielilor de 105,4%. Veniturile au fost acumulate în sumă de 27.246,8 milioane lei. Este o creștere cu 12% față de anul 2020. Ponderea veniturilor în bugetul public național, vorbim de venituri executate, a constituit 35,2% și ca pondere în PIB 11,7%. Față de anul 2020, ponderea veniturilor în bugetul public național s-a micșorat cu 3,6% și în PIB cu 0,1%. Contribuțiile de asigurări sociale. Avem executare de 99,6%. În sumă sunt 16.223,9 milioane lei. Avem o creștere față de anul trecut cu 13,5%. Restanțele plătitorilor de contribuții la buget. Avem o restanță de 1.877,9 milioane lei, dintre care 1.672 milioane lei sunt contribuțiile agenților economici datorate pentru luna decembrie, 21 dar cu termen de achitare în luna ianuarie. Transferurile de la bugetul de stat sunt executate în procent 96,9%, în sumă 10.454,6 milioane lei, avem o creștere față de anul precedent cu 9,8%. Ponderea cea mai mare în transferul bugetului de stat sunt prestațiile, cheltuieli pentru prestațiile de asistență socială și transferul pentru aceste cheltuieli a constituit 7.884,6 milioane lei. Deficitul bugetului a constituit 2.840 milioane lei. Cheltuielile bugetului de asigurări sociale de stat au fost executate în sumă de 27.186,8 milioane lei. Avem o creștere față de anul precedent cu 12,1%. Ponderea cheltuielilor bugetului în bugetul public național a constituit 33,2% și ca pondere în PIB 11,6%. Și la acest capitol, față de anul 2020, avem o majorare în, ca pondere în bugetul public național de 0,1% doar, iar în PIB avem o micșorare cu 0,2%. Cheltuielile, cea mai mare parte din cheltuielile bugetului de asigurări sociale de stat, 98,4%, reprezintă cheltuielile pentru prestațiile sociale. Aici mă refer și la prestațiile de asigurări sociale, 70,9% ca pondere în totalul cheltuielilor, ca sumă este 18.970,9 milioane lei, o executare la nivel de 99,6%. Pentru prestațiile de asistență socială au fost executate 7.782,6 milioane lei, este o executare de 96,3%. Anul bugetar 2021 s-a finalizat cu un excedent în sumă de 60 milioane lei. La fel am avut raportul Curții de Conturi privind executarea bugetului și avem opinii fără rezerve pentru anul 2021. Rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc! Ați vorbit despre cifre, dar au fost politici foarte importante care au dus la modificări în bugetul Fondului de Asigurare Sociale și transferurile din partea statului. A fost foarte multă muncă pentru ca programele de creștere a pensiilor, de pe creșterea pensiei minime și acest supliment de solidaritate, precum și compensațiile, ca să fie sustenabile, să fie conform unui mecanism care poate dăinui în timp. Și aceasta a fost un element foarte important. De aceea mulțumim inclusiv colaboratorilor CNAS și tuturor celor care au contribuit la elaborarea acestor mecanisme. Mulțumim. Evident, sub conducerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Mulțumim. Mersi. Cine este pentru susținerea acestui raport? Aprobat. Vă mulțumesc.
Și, în final, executarea bugetului fondurilor de asigurare obligatorie în medicină. Domnul Dodon, vă rog. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se propune spre examinare proiectul hotărârii cu privire la aprobarea raportului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2021. Pentru anul 2021, fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală a fost aprobate la parte de venituri în sumă de 11.144,1 milioane lei și la parte de cheltuieli în valoare de 11.344,1 milioane lei, cu un deficit de 200 milioane lei. În temeiul rectificărilor operate, valorile veniturilor și cheltuielilor au fost revizuite în sensul majorării acestora și precizate în sume de 11.457.300.000 lei și respectiv 11.857,3 milioane lei, cu un deficit bugetar de 400 milioane lei. Executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2021 a constituit la parte de venituri 11.540 milioane lei sau 103,5% în raport cu indicele aprobat la începutul anului și 100,7% în raport cu indicele precizat pe parcursul anului 2021. La parte de cheltuieli a fost executat în mărime de 11.552,1 milioane lei sau la nivel de 101,8% în raport cu aprobat și 97,4% în raport cu suma precizată pe parcursul anului. Anul s-a încheiat cu un deficit în sumă de 12,1 milioane lei. Soldul cumulativ al mijloacelor bănești în conturile CNAM a sumat la finele anului 674,7 milioane lei, fiind utilizat parcursul anului pentru acoperirea deficitului bugetar și a decalajului temporar de casă. La capitolul venituri, în comparație cu anul precedent, suma veniturilor s-a majorat cu 2 miliarde 997,5 milioane lei sau cu 35,1%. Veniturile fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală destinate protecției financiare a populației în domeniul crotirii sănătății au fost constituite din venituri proprii în sumă de 5 miliarde 705 milioane lei sau 49,5% din totalul veniturilor și transferul de la bugetul de stat în sumă de 5 miliarde 835 milioane lei sau 50,5%. Astfel, acumulările primilor în formă de contribuție procentuală la salariu și la altele recompense au însumat 5 miliarde 478 milioane lei, ceea ce constituie 101,5% în raport cu prevederile aprobate și 47,5% din fondul acumulărilor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală. În comparație cu anul precedent, veniturile date au înregistrat o creștere de 677,5 milioane lei sau 114,1%. Primele de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă a fost acumulate parcursul anului în cuantum de 137,2 milioane lei sau la nivel de 101,6% în raport cu prevederile aprobate, constituind 1,2% din totalul veniturilor acumulate în fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală, diminuându-se comparativ cu anul precedent cu 1,9 milioane lei sau cu 1,3%. Transferul de la bugetul de stat a fost virat în anul 2021 în sumă prevăzută de 5 miliarde 835 milioane lei. Din totalul acestora, transferurile cu destinație generală au constituit 5 miliarde 694,1 milioane lei și cele cu destinație specială 140,9 milioane lei. În raport cu prevederile anuale, transferurile de la bugetul de stat către fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală au constituit 50,5% din totalul veniturilor acumulate în fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, majorându-se comparativ cu anul precedent cu 9,2 puncte procentuale. La capitolul cheltuieli, în anul 2021, partea de cheltuieli a fondurilor de asigurare obligatorie de asistență medicală a fost realizată în sumă de 11.552,1 milioane lei. Totodată, cheltuielile fondurilor asigurării obligatorie de asistență medicală au înregistrat în comparație cu anul precedent o creștere de 3.146,6 milioane lei, ceea ce se explică atât prin majorarea costurilor achitate pentru serviciile medicale determinate preponderent de creșterile salariale în cuantum de 30% la salariul de funcție a personalului medical de la 1 ianuarie 2021 și 57% la salariul de funcție a personalului auxiliar începând cu 1 noiembrie 2021, dar și de majorarea volumului de servicii medicale acordate populației în comparație cu anul precedent.
referitor la cheltuielile pentru fondul de bază. În totalul cheltuielilor executate, cele mai semnificative, 99%, au fost cheltuielile fondului de bază destinate achitării serviciilor medicale și farmaceutice în sumă de 11.436,2 milioane lei. Partea preponderentă a mijloacelor alocate din fondul de bază a fost orientat pentru asistența medicală spitalicească, 6.247 milioane lei, sau 54,6% din totalul cheltuielilor fondului de bază. Numărul cazurilor tratate și externate în cadrul asistenței medicale spitalicești în perioada de raportare au cifrat 550,4 mii cazuri sau cu 101,3 mii cazuri mai mult față de anul precedent. Totodată, din totalul cazurilor tratate și raportate, 461.526 sunt cazuri acute și 39.415 cazuri cronice. Din totalul cazurilor tratate acute, validate de CNAM, executate pe parcursul anului 2021, 14,1% au constituit cazuri tratate pe programul special infecție cu coronavirusul de tip nou COVID-19. Cu toate acestea, țin să menționez că în anul 2021 au fost efectuate 7.275 intervenții chirurgicale aferente maladiilor cardiace, 150 cazuri în cadrul programului studiu electrofiziologic și ablații. De asemenea, au fost acoperite cheltuielile pentru 6.216 operații de cataractă, 3.487 operații de protezare articulațiilor mari, 937 intervenții endovasculare, 528 de protezări vasculare, 533 de operații programul neurochirurgie fracturilor coloanei vertebrale și altele. În anul 2021, 19 persoane au beneficiat de servicii medicale în cadrul programului special implant cochlear. Pentru informare, costul mediu al unui asemenea caz constituie peste 387.000 lei. De asemenea, în anul 2021 au fost acoperite cheltuielile pentru 19.449 ședințe de radioterapie, 6.225 ședințe de hemodializă și 108 operații de transplant. Pentru asistența medicală primară au fost cheltuielile au constituit 2.908.600.000 lei sau 25,4% din totalul cheltuielilor fondului de bază, și cu 29,7% mai mult față de anul precedent. Cu referire la volumul serviciilor oferite parcursul anului în cadrul asistenței medicale primare de către medici de familie, se constată că aceștia au acordat asistență medicală în cadrul a 11.742,9 mii vizite, din care 10.882 mii vizite, adică 10.882 mii vizite, ale persoanelor asigurate și 860.000 vizite ale persoanelor neasigurate. La compartimentul asistență medicală specializată de ambulator, cheltuielile au constituit 942.200.000 lei sau 8,2% din totalul cheltuielilor din fondul de bază. Totodată, cheltuielile date s-au majorat față de anul precedent cu 194.000.000 lei sau cu 25,9%. În perioada de raportare, beneficiarilor persoanelor asigurate le-au fost prestate servicii medicale în cadrul a 4.963.400 vizite consultative, cu 514,1 mii vizite consultative mai mult comparativ cu perioada precedentă, cu anul precedent. De asemenea, din contul asistenței medicale specializate de ambulator, în anul 2021 au fost finanțate 89.807 ședințe de hemodializă, 13.930 ședințe de radioterapie. La compartimentul asistenței medicală urgentă prespitalicească, cheltuielile au constituit 1.011.800.000 lei sau 8,9% din totalul cheltuielilor fondului de bază. În comparație cu anul precedent, cheltuielile date au crescut cu 221,1 milioane lei sau cu 28%. Cu referire la volumul serviciilor medicale prestate populației în cadrul asistenței medicale urgente prespitalicești, se relevă că, parcursul anului 2021, serviciul de asistență medicală urgentă prespitalicească a preluat 803.800 solicitări sau cu 14.700 mai mult comparativ cu anul 2020. La compartimentul servicii medicale de înaltă performanță, cheltuielile au constituit 234.200.000 lei sau 2,1% din cheltuielile fondului de bază îndreptate pentru efectuarea a 686.200 de investigații, cu 233.100 investigații mai mult față de anul precedent.
În anul 2021 se constată o majorare a numărului de servicii medicale costisitoare prestate în baza tehnologiilor înalt specializate. La acest compartiment, tomografie computerizată este în capul listei, unde au fost prestate 51.800 de asemenea servicii. La compartimentul îngrijiri comunitare și la domiciliu, cheltuielile au constituit 92,3 milioane lei sau 0,8% din cheltuielile totale ale fondului de bază. Parcursul anului 2021, în cadrul serviciilor de îngrijiri medicale comunitare și la domiciliu, au fost efectuate 61.600 vizite. Totodată au fost efectuate 26,9.000 vizite de îngrijiri medicale paliative prestate la domiciliu de echipa mobilă. Din contul fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2021, a fost acoperite cheltuielile pentru 263.000 vizite în cadrul Centrelor de Sănătate Mentală și 76.900 vizite în cadrul Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, începând cu 1 noiembrie 2021, Guvernul a pus în aplicare un nou mecanism de compensare a medicamentelor. Potrivit noilor modificări, prețul mediu comandant al preparatelor parțial compensate în funcție de denumire comercială internațională este acoperit în proporție de 100% din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. În rezultatul acțiunilor întreprinse, s-au diminuat cu 12,8% cheltuielile pacienților pentru medicamente parțial compensate, totodată majorându-se numărul de beneficiari noi de medicamente compensate. Astfel, pentru a beneficia de medicamente parțial compensate, lunile noiembrie-decembrie 2021, la medicul de familie s-au adresat 25.176 de persoane noi care anterior nu au beneficiat de medicamente compensate. În total, parcursul anului 2021 de medicamente compensate au beneficiat 29% din numărul total de populație și 24,2% în mediu din numărul de pacienți înregistrați la medicul de familie. În total, în anul 2021, cheltuielile efective ale fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru medicamente compensate au constituit circa 643 milioane lei, fiind în creștere cu 5% față de anul precedent. Respectiv, parcursul anului de gestiune de medicamente compensate au beneficiat peste 741.000 persoane, beneficiari unici. De asemenea, parcursul anului 2021, lista medicamentelor compensate a fost extinsă cu 5 denumiri comune internaționale și la moment această listă include 163 de poziții de denumiri comune internaționale. La fel, în anul 2021, din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală au fost finanțate medicamente costisitoare achitate suplimentar costul cazului tratat, medicamente oncologice și dispozitive medicale în sumă de 51,4 milioane lei. De asemenea, în aceeași perioadă, din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală în cadrul subprogramelor asistență medicală specializată de ambulator și asistență medicală primară, au fost finanțate dispozitive medicale din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală în sumă de 35 milioane 770 mii lei. În vederea asigurării unui climat motivațional pentru medici rezidenți, în anul 2021 au fost alocate mijloace financiare pentru remunerarea a circa 1050 medici rezidenți în cuantum de 133,1 milioane lei, în creștere față de anul precedent cu 42,2 milioane lei sau cu 46%. La fel, medici rezidenți implicați în lupta contra infecției COVID-19 au beneficiat de suplimentul la salariu mărime de 100% din salariul de funcție. Referitor la Fondul de Dezvoltare și Modernizare al Prestatorilor Publici de Servicii Medicale, țin să vă informez că pentru finanțarea proiectelor investiționale din fondul menționat, în anul de referință au fost executate mijloace financiare în sumă de 9,6 milioane lei, având următoarele priorități: fortificarea asistenței medicale primare prin acordarea mijloacelor financiare pentru finanțarea proiectelor investiționale inițiate anterior cu suportul CNAM, și dotarea instituțiilor medicale spitalicești cu utilaje și dispozitive medicale necesare pentru combaterea virusului SARS-CoV-2. Cea mai mare parte a cheltuielilor, în sumă de 6.420.900 lei sau 67,2% din cheltuielile fondului de dezvoltare, a fost direcționată pentru dotarea 7 instituții medico-sanitare publice cu utilaje și dispozitive medicale necesare în combaterea virusului SARS-CoV-2. Este vorba de Institutul de Cardiologie, Spitalul de Stat, Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime, Spitalul Raional Cantemir, Spitalul Raional Ștefan Vodă, Spitalul Raional Anenii Noi, Spitalul Raional Florești. Pentru lucrările de reparație, în scopul finalizării proiectelor inițiate cu suportul
CNAM în anii precedenți din fondul de dezvoltare au fost executate 3.133.400 lei sau 32,8%. În acest sens au fost finanțate 3 proiecte investiționale, Oficiul Medicilor de Familie din satul Izbiște, Raionul Criuleni, Centrul de Sănătate Strășeni și Oficiul Medicilor de Familie de Reneu din Raionul Călăraș. Referitor la cheltuielile din fondul măsurilor de profilaxie, cheltuielile realizate din mijloacele fondurilor măsurilor de profilaxie menite pentru prevenirea riscurilor de îmbolnăvire a constituit în anul de referință circa 19,6 milioane lei. În totalul cheltuielilor executate, ponderea majoră sau 42,9%, adică 8,4 milioane lei, revin cheltuielilor pentru realizarea măsurilor de reducere a riscurilor de îmbolnăvire, inclusiv prin imunizări și alte metode de profilaxie primară și secundară. 22,7% sau 4,4 milioane lei revin examinărilor profilactice în scopul depistării precoce a îmbolnăvirilor și 34,4% sau 6,8 milioane lei revin altor activități de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire. Din fondul de administrare, cheltuielile fondului de administrare sistemului asigurării obligatorii de asistență medicală au fost realizate în sumă de 86,7 milioane lei, cu 6 milioane lei mai puțin față de prevederile anuale. Neexecutarea a fost influențată preponderent de neîndeplinirea în volumul planificat a cheltuielilor pentru procurarea bunurilor și serviciilor cauzate de anularea procedurilor de achiziții publice a serviciilor referente tehnologiilor informaționale. Fondul de rezervă, parcursul anului de raportare, cheltuielile fondului de rezervă parcursul anului de raportare nu au fost necesare, respectiv mijloacele prevăzute pentru anul 2021 din fondul de rezervă în mărime de 10 milioane lei nu au fost valorificate. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, raportul anual privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2021 a fost examinat și aprobat de Consiliul de Administrație al CNAM și auditat de Curtea de Conturi. Misiunea de audit a Curții de Conturi a constatat că raportul elaborat de CNAM privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2021 oferă din toate punctele de vedere o imagine reală privind realizarea acestora, fiind întocmit în conformitate cu cadrul de raportare aplicabil. Totodată, auditorii au identificat unele aspecte care necesită îmbunătățire, au înaintat unele recomandări agreate de comun cu conducerea Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, care fiind implementate, ulterior, cu siguranță vor spori performanța gestionării fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală. În această ordine de idei, vă mulțumesc pentru atenție și rog aprobarea proiectului menționat. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Dodon. Este important să știm și ce a fost finanțat din aceste bugete, astfel ca oamenii să cunoască pe ce au fost cheltuiți banii și este foarte important această analiză ex post a noului mecanism de compensare. La următoarea etapă trebuie să trecem și la indicatorii de sănătate, deci cum am schimbat rezultatele pentru oameni și cred că trebuie să venim și cu o comunicare mai pe înțelesul oamenilor ca să crească încrederea în polița de asigurare și în serviciile care pot fi acoperite de polița de asigurare. Am discutat deja despre aceste lucruri care pot fi implementate, deci le așteptăm din partea CNAM. Vă mulțumesc. Cine este pentru susținerea acestui raport și transmiterea în Parlament? Vă mulțumesc. Aici încheiem ordinea de zi și ședința Guvernului.